Salut, sunt Oana Bârsan, consultant în nutriție și fitness. Astăzi m-am gândit să vă gătesc o rețetă de șalău, puțin diferită, adică voi face o saramură de șalău cu pireu de linte roșie. Pentru rețeta de astăzi o să avem nevoie de ceapă albă, ardei gras verde și roșu dacă doriți, morcovi, țelină, usturoi și roșii. Am hotărât să condimentăm saramura cu leuștean. Deși leușteanul se folosește mai mult în ciorbă, veți vedea că dă un gust deosebit saramurii noastre. Pentru început, secționăm șalăul și îl condimentăm pentru grătar. Voi folosi o tigaie antiaderentă și îl voi prăji în puțin ulei de cocos. Deși e mai comod să ne facem cumpărăturile în supermarket vara și primăvara, când piețele sunt pline de alimente proaspete, ar fi bine să vă faceți cumpărăturile din piață. E mai ieftin și savoarea legumelor și fructelor este diferită. Avem toate ingredientele pentru două porții de saramură de șalău cu pireu de linte. Lintea este bine să o aveți înmuiată înainte, cel puțin 2 ore, astfel va fierbe mult mai repede. Într-o tigaie tip grătar, preîncălzită bine, adăugăm ulei de cocos și pregătim șalăul. Într-o oală încăpătoare vom adăuga un pahar de apă. Apoi, pe rând, adăugăm legumele. Prima dată roșiile, ardeii, ceapa, morcovii și țelina. Lăsăm la urmă usturoiul și leușteanul. În timp ce se fierb legumele, adăugăm și lintea la fiert. Când amestecul de legume scade și ele sunt fierte, putem adăuga bucățile de șalău. Am lăsat șalăul la fiert în compoziție cam 2 minute. Stingem focul și adăugăm usturoiul, sosul de roșii, condimente, sare, piper, boia și puțin leuștean. Preparatul este gata, a ieșit destul de bine, zic eu, colorat, proaspăt, ușor și potrivit pentru zilele călduroase de vară. Rețeta scrisă o să o găsiți pe blogul meu.